cred că v-am mai vorbit de orășelul ăsta dintre Setúbal și Lisabona. Poate că și de monumentul ăsta, dar vreau să pomenesc de fiecare dată când am ocazia. Monumentul omului, cetățeanului activ, exemplu de cetățean activ. E adevărat că se referă la un om de aici, dar cred că în orice localitate e necesar câte un astfel de monument ca să încurajeze implicarea și nu ne arăte neapărat boierul satului, gospodarul satului, victima orașului, ci uite așa omul activ care s-a implicat în rezolvarea problemelor proprii și ale celor din jur. Ajuns la Setúbal, dar între timp s-a terminat bateria la camera și pe cea de rezervă am uitat să o iau, așa că o să mai filmez și cu telefonul. Dacă o fi ceva important, interesant, dacă nu, vă mai filmez în zilele următoare. Mă urmăriți toate bătrânelile de la geam, curioase. Mă ridic și filmez. Interesant cum sunt colorate pavelele aici. A fost vreun eveniment ceva și au desenat copii. Altfel ce explicație o fi având? Cred că am mai coborât și urcat pe scara asta. Perua fantazie. Dar cum o să iau pe aici, pe lângă? Biciclete. Ca să pot și eu pedala. Cam ruginit lanțul, de mult n-o folosit niciuna dintre ele. Să o iau pe aici spre port, mă întorc spre oraș. Aici nu-i voie în direcția asta, așa că mă duc spre port. Cândva am filmat sub pânza monumentului ăsta, cineva își găsise refugiu, acum văd că nu mai este niciun semn de viață. Sper că omul și-a găsit locuință în altă parte, că l-o fi ajutat biserica, că l-o fi ajutat oameni. Laici, necredincioși, care însă cred în umanism, poate s-au descurcat și singur. Cam asta e atmosfera la Setúbal. Coada la vaccinat în port, la Setúbal. Lângă mașinile de pompieri au instalat un cort. Aștept oamenii la imunizare. Și aici deja se termină valul cu Omicron. Revedere, s-a terminat. Dezamăgiți oamenii. Puteau să-i anunțe mai devreme.
Hai acasă, vinem mâine. Monumentul simplu al navigatorului. Probabil portughezii au prea mult sau deja nu îndrăznesc să-l aude cu unii dintre ei. Și atunci au făcut un monument pentru toți exploratorii. Oare erau și exploratoare? N-am mâncat niciodată calmar, caracatițe de asta. Și nici n-am de gând și nimănui nu recomand. Dar iată am stat cu unul la masă. Mă întorc spre casă. Cămand, despre asta e etichetă, un abțibel de pe sculptură. Am început reportajul cu un monument și o să-l termin cu altul. Aici e un personaj mai servil, mai umil. Un actor de la Setúbal. Bine, hai și așa.